Polițiștii din cadrul poliției orașului Darabani au fost sesizați în data de 7 decembrie prin apel la 112 cu privire la faptul că pe drumul național 29A s-a produs un accident de circulație soldat cu victime. Echipajul de poliție direcționat la fața locului a stabilit următoarea situație de fapt. Un bărbat de 54 de ani din comuna Păltiniș, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 29A din direcția Păltiniș înspre orașul Darabani, într-o curbă ușoară la dreapta a pierdut controlul asupra direcției de mers, împrejurare în care a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un mal de pământ. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto, care a fost transportat la spital pentru acordare de îngrijiri medicale. Acesta a refuzat testarea cu aparatul alcool test, însă i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului și vătămare corporală din culpă.